ce înseamnă o nutriție echilibrată? Dieta bună nu este cea cu care slăbești. Niciodată contracția musculară nu se va vedea pe cântar. Nu, nu. Haideți să înțelegem că a mânca sănătos nu înseamnă a mânca scump. N-am avut carne de țară, nu i-am dat. Mamă, n-avem. Care e pâinea bună de mâncat? Păi cozonac, doamnă, aia nu-i pâine. Oh, dă-ne, Doamne, sănătate! Bună seara, doamnelor și domnilor, vă spune Ruxandra Săraru și față în față cu mine și cu dumneavoastră se află lector dr. Ligia Alexandrescu, președintele Societății Române de Educație Nutrițională. Bună seara, doamnă, și bine ați venit la A7 TV. Bună seara, mulțumesc frumos pentru invitație. Vom vorbi despre nutriție, despre longevitate și olimpism, mai ales că anul ăsta este un an olimpic. Așa este, sunt subiecte frumoase, subiecte pe care ar trebui să intereseze pe toată lumea și e o bucurie să le putem dezbate. Spuneți-mi, hai să începem despre un lucru care a făcut vâlvă în România. Sunteți nepoata celui mai longeviv om de pe pământ. La un moment dat a fost cel mai longeviv de om de pe pământ. L-ați hrănit 30 de ani dumneavoastră, i-ați lungit viața, cum se spune. Care sunt secretele acestei longevități? E cel mai frumos mod de a începe emisiunea, să vorbim despre bunicul. Nu este bunicul meu din punct de vedere genetic, dar este bunicul matern al soțului meu. Deci este bunicul care l-a crescut pe soțul meu de la câteva luni. Este o istorie de om, vă imaginați, 111 ani, trăiți frumos, trăiți cu echilibru. A fost inginer agronom, a fost un om într-adevăr al echilibrului, un om care a mâncat de toate, pentru că toată lumea asta mă întreabă, ce a mâncat, ce i-a dat să mănânce, de ce a fost, nu a fost nevoie să-i dau să mănânce o vreme. În sensul că majoritatea anilor, fiind căsătoriți aproape 26 de ani, cam așa, ne știm dinainte, deci sfaturile am început să le dăm în momentul în care a depășit 100 de ani. Până la 111 ani, nu a luat nicio pastilă. Nici o pastilă. A fost o situație neplăcută și grea pentru noi și o cumpănă, să spunem, la 106 ani. Ca să nu greșesc, 2016 născut, nu, 108 ani. La 108 ani, nici nu, eram în vacanță, în vacanța de vară și am primit telefon că a căzut și a aruncat pe un măr în curte și a avut o ruptură de șold. Și în momentul ăla ne-am dat seama că nu mai avem cum să recuperăm, și dar nu a fost așa. A fost internat la Foișor cu o echipă extraordinară, a fost operat, deci niște medici de excepție, niște îngeri l-au salvat. Și la internare, doamna doctor de la ATI a întrebat ce medicație ia, să știm cum să-i dăm anestezie. Și a zis, doamna doctor, nu ia nimic. Nu se poate, stai un picuț. Mai întreb o dată. Ce medicație? Nimic. Deci n-a luat nimic. A pus picături în ochi, pentru că era operat de cataractă și trebuia întreținută operație. Nimic mai mult. Și atât. În rest, n-a fost hipertensiv, n-a avut nicio problemă. Acum, trebuie înțeles faptul că e vorba de o genă. În familie toți au fost longevivi, însă dânsul a fost foarte bine îngrijit. Soacra mea fiind medic, tot timpul socrul meu la fel medic, l-au îngrijit foarte bine. Pentru orice semn de alarmă se acționa și atunci se... Dar altfel a fost, cred că ce l-a ținut în viață a fost curiozitatea. A fost curios ce se întâmplă mâine și asta l-a făcut să meargă înainte. Și să meargă mai departe. Da, întreba la 109 ani, întreba cum se leagă, ce legătură are calculatorul cu imprimanta și cu și noi explicam lucrul ăsta. Extraordinar. Da? Și a mâncat de toate, cum ați întrebat dacă a mâncat. Dar înainte de orice a băut, a avut cultura de a bea dimineața ceai și nu cafea mai întâi. Deci întâi a băut ceai și dacă mă întrebați ce tip de ceai, numai din plante medicinale. Și chiar are un caiet pe care aș vrea să-l public cu toate ceaiurile pe care le-a ales și ce beneficii aveau ele atunci când le consumau pe vremuri oamenii înainte de război, pentru că a prins cele două războaie mondiale. Deci, repet, este o istorie de om și aceste ceaiuri le consuma dimineața. El își aduna vara și aduna plantele și toată iarna consuma aceia ceaiuri. Aveți o fică, o fică supradotată, șefă de promoție, a fost șefă de promoție la... Uite, vi se luminează da, fața. Da, da. A fost șefă de promoție la Lazar. Așa urmează este. Familia, este studentă eminentă la UMF.
Da, e un copil bun, un copil bun. Da, da, până la urmă e vorba de felul în care urmează aceste reguli de da, familie. Da, categoric, da. Deci ea urmează, să-i spun așa, gena paternă, străbunica ei paternă, soția celui mai longeviv a fost pediatru, medic pediatru. Și atunci credem noi că e așa, bunicii ei paterni la fel sunt medici. Și atunci credem noi că a fost așa o emulație în acest sens, iar dorința ei a fost să facă bine, să facă frumos, să se ocupe de lucruri frumoase și credem noi că e pe calea cea bună. Ce v-a determinat să vă ocupați de nutriție? Cred că noutatea domeniului. La bază am absolvit facultatea de chimie. De chimie da, la universitate. Foarte multe mastere în străinătate. Am trăit în România. Din România am plecat în 1995, când, 1996, când totul se dădea, toate testele se dădeau pe hârtie, nu ca acum pe calculator. Da, acel TOEFL, da. Acel GRE se dădeau pe hârtie într-un singur loc în București, de două ori pe an. Și această istorie cu plecatul în străinătate a început de atunci. Am locuit în Statele Unite ani de zile, am locuit în Canada ani de zile și peste tot unde am făcut școală. Iar pentru că în România nu exista această facultate de nutriție, pentru că oriunde în lume facultatea de nutriție este independentă, de sine stătătoare, nu are nicio legătură cu medicina, niciuna. Da, da. Are legătură în sensul că e în facultatea de științele vieții, da? Life Sciences, acolo este, sau pe lângă o școală medicală. Dar este un domeniu de sine stătător, lucru care se întâmplă și acum în România. Există Colegiul Nutriționiștilor și Dieticienilor care se luptă pentru această formă de independență. Deci nutriționistul nu este medic, este nutriționist. Este nutriționist și dietetician și există astfel de specialiști în România. Ei, nu am avut, generațiile mele nu au avut această ocazie. Ocazie, da. Și atunci am venit din domenii conexe, biochimie, din partea medicală a chimiei, să spun așa. M-am întors în România și am început să predau la facultate, unde cu asta mă ocup, de biochimia efortului, adică tot ce se întâmplă în organismul sportivului care face performanță, deci tot ce înseamnă alimentație, pentru că alimentație înseamnă biochimie, orice înseamnă vitamină, orice înseamnă proteină, carbohidrat, orice ține de biochimie. Spuneți-mi, ce înseamnă o nutriție echilibrată? Că astăzi noi suntem dezechilibrați pe toate fronturile. Cred că trebuie să ne uităm la cum mâncam în copilărie, la cum ni se dădea, unde atunci când nu existau niciun fel de reguli, ni se dădea cu bun simț. Bunica ne hrănea cu bun simț și nu le lipsea nimic din piramida alimentară. Acum, după anii 80, există această piramidă alimentară care... Hai să vorbim despre ce e asta cu piramida alimentară. Este o ordonare, dacă vreți, a alimentelor și a nutrienților, până la urmă, pe categorii de și pe grupe și... se stabilește practic o întâietate a acestor principii, adică 55% din alimentația noastră să fie carbohidrat, deci pâine, cartofi, orez, paste, fructe și unele legume care au amidon, apoi vin grăsimile, atenție, nu proteinele, și marea greșeală, și apoi proteinele. Marea greșeală care se face este excluderea carbohidraților, o altă greșeală care se face este excesul de proteine și o ultimă greșeală este stigmatizarea grăsimilor de bună calitate și renunțarea la ele. Și atunci ce avem? Avem cancer de colon, avem cancer de sân de vreme prematur, avem Alzheimer, avem tot felul de boli degenerative la oameni din ce în ce mai tineri. Vorbeați de această piramidă alimentară. Noi astăzi suntem atacați din toate direcțiile, pe toate căile, social media, de tot felul de diete. Minune, se zice. Minune, care s-ar aplica tuturora. E adevărat? Bombardamentul e real. E real? E real. Eficiența lor... Dar e bombardament. Este real și o presiune foarte mare, mediatică. Și nu știm cum să ne apărăm exact, de ele. Și nici nu mai știi ce să crezi, ce să nu crezi. Sunt informații contradictorii, informații redundante. Sunt tot felul de... circulă tot felul de informații nefirești care te sfătuiesc să faci lucruri nefirești și de asta se ajunge în urgență, de asta se ajunge cu patologii severe, tocmai pentru că exact aceste dezechilibre. Dacă... mă întrebați de ce părere am despre această avalanșă
de diete, practic ele trebuie stopate într-un singur fel, cu un pic de bun simț. Până la urmă, cu un pic de bun simț. Spuneam să ne amintim cum am fost noi hrăniți acasă, cu mic dejun, prânz, cină. În primul rând, avea o ordine. Nu poți să pleci. Noi, eu știu că toți suntem ocupați, toți avem două joburi, toți avem împrumuturi de plătit, toți avem bănci de achitat. Da. Și copii și la școală, exact. Părinți de îngrijit. Exact, meditații și așa mai departe. Toți trăim în lumea asta. Dar cu toate astea trebuie să găsim un pic de timp, un pic de răgaz, să plecăm cu un combustibil, așa cum în mașină, la mașină, mașinii îi pui combustibil, exact la fel trebuie să ai și tu combustibil, pentru că dacă pleci cu o foame, nu-ți dai seama dimineața că ești ocupat, îți iei cafeaua aia, inhibă apetitul. Acidul elagic inhibă apetitul, cofeina inhibă apetitul, mai ești ușor diuretică, te simți ușor, ai energie, dar de fapt ești ca un cal pe căruia i s-a dat tocmai un bici cu această cofeină care te trezește și spune ordine în minte și treci la treabă, dar de fapt tu nu ai energie, tu nu ai fost hrănit. Peste noapte ai consumat glicogen hepatic, glicogen muscular. Nu se poate să nu-i dai nimic și să-i dai doar cafea. Și așa se erodează tot ce înseamnă la nivel digestiv și apar tot felul de gastrite, tot felul de complicații digestive, tocmai pentru că nu există mic dejun. O bucățică de pâine. Noi în România majoritar suntem creștini. Haideți să ne amintim în Tatăl nostru ce cerem. O bucățică de pâine. Dă-ne nouă pâine cea de toate zilele. Atât pâine cerem, nu cerem altceva. Și atunci o bucățică de pâine sau un biscuit integral și cafea. Așa am plecat. Da? Dar să fie un mic ceva. Da, și deci cele trei mese principale, pe zi. Da? Și dacă putem și niște gustări între mese, mai ales dacă facem efort mare, dacă sunt copii în creștere, dacă sunt adolescenți care au nevoi speciale și cresc mult în înălțime, de asemenea, ei au nevoie și de gustări, sau noi, dacă facem efort foarte mare și chiar intelectual, când e nevoie de zahăr, mai bine îl dăm din fructe și să terminăm cu prostiile astea, cu a nu mânca fructe, da? Există așa niște teorii și niște curente. Niște curente, Am trăit de 2000 de ani, românii trăiesc aici cu livezi de fructe, cu livezi de... Deci bunicul, apropo, de 111 ani, n-a fost zile sate de la Dumnezeu să nu mănânce fructe. Nu se poate să... Așa ți-asiguri fibrele, așa ți-asiguri dulcele natural. Sigur, e glucoză, e fructoză. Sigur, nu le mâncăm seara. Categoric, nu o să atingem niciodată fructe. Fermentează. Fructe după ora 16. Produc insulina, pentru că e zahăr, chiar dacă e natural, e tot glucoză, fructoză. Da. Și atunci ne trezim cu transaminaze modificate hepatice pentru că s-au mâncat fructe seara, ele sunt preluate ca alcool la ora respectivă. Dar dimineața avem nevoie de fructe, avem nevoie de energie, de zahărul legat de proteinele vegetale, nu de zahăr de calitate, pentru că dacă nu mănânci acele fructe dimineața, la ora 4 începe acea hipoglicemie care nu-ți dă pace și seara tot faci o vizită și o excursie la frigider și te apuci și mănânci dulciuri de acolo sau din debara dulciuri rafinate, din păcate. Din păcate. Spuneți-mi, e necesar să cunoaștem și să practicăm în familie un așa zis ghid de nutriție? Acel ghid al normalității, cum spuneți dumneavoastră? La modul firesc, nu la modul formal. Pentru că a mai sta și a ține copilului lecturi despre și lecții despre nutriție, uite așa se face, nu. Până la urmă, părintele este model. Atâta timp cât în casă nu se prăjește, atâta timp cât în casă nu există sucuri carbogazoase dulci, atâta timp cât în casă se gătește și nu se gătește o dată pe săptămână și apoi se comandă. Nu, se gătește de trei ori pe săptămână, nu mai mult de două zile mâncarea gătită și ia că ne trezim mai devreme dacă suntem mămici, dacă nu avem alt ajutor, ne trezim la 5 dimineața, ne mai facem și mail-urile atunci cât fierbe mâncarea și la prânz sau seara când vii, e 80% terminată și reușești să hrănești familia în mod sănătos. Iar copilul respectiv, care a crescut într-un astfel de mediu, vă garantez că nu va face excese de niciun fel. În momentul în care era fetița mea mică, pediatra, o doctoriță excepțională, un medic pediatru excepțional, căruia îi voi fi tot timpul recunoscătoare, îmi spunea, dă-i totuși niște dulciuri, pentru că tu nu-i dai deloc dulce. Copilul refuza a mânca, de exemplu, plăcinte făcute de bunicele ei, mânca clătită fără umplutură, deci tot timpul evita cei dulce și la un moment dat chiar mă blamam că nu mănâncă din cauza că tot aude discuțiile și adultă fiind, mai întâi adolescentă, o să vezi că la liceu o să înceapă să mănânce dulciuri, nici vorbă, vorbim despre un adult, despre o studentă care nu atinge dulciuri în continuare. Mănâncă dacă are poftă înghețată. Nici celor organismul, nu, cum se spune. Nu știe. Corpul nu știe. Atâta timp cât nu-l înveți, nu știe ce înseamnă sarea, mâncarea sărată, nu o să-ți mănânce niciodată telemea, o să caute cașul gras de oaie, de capră, de bivoliță, de orice, dar nu cu sare. Și atunci greutatea rămâne normală și nu este riscul de a fi un tânăr cu o hipertensiune precoce. Ce nu trebuie să facem cu niciun preț în ceea ce privește nutriția noastră? Ce nu trebuie să facem? Să nu mâncăm nimic
obținut prin prăjire. Atunci când uleiul încins întâlnește amidonul, și aici mă refer la cei mai buni, cei mai buni pe pământ decât cartoful prăjit, în acel moment se obțin substanțe extrem de toxice. Tot ce înseamnă de asemenea potențiator de gust, acele ciorbe făcute cu prafuri și cu arome și care sunt bune rău dacă mănânci produsul finit, da? Dar sunt extrem de nocive, nici asta nu trebuie făcut. Și nu mâncat în a doua jumătate a zi, seara în special, seara. Adică nu lăsat toată ziua alergi, da. Și seara te apuci și mănânci acea masă uriașă care nu face decât să te ducă spre depunerea abdominală și spre rezistența la insulină. Și dacă totuși facem excese, cum putem să corectăm după aia? Adică avem o șansă să ameliorăm, să corectăm? Categoric. Nu se pune problema. Sunt persoane care ni se adresează și spun: aoleu, am greșit, de acum gata, am renunțat și la dieta, am renunțat la tot pentru că am greșit. Nu. Să ridice piatra cine n-are păcat. Ui, frumos de la capăt. Mâine, dacă ai greșit la prânz, ai seara doar un chefir, un iaurt, un lapte bătut și ușurăm tot ce s-a consumat. Da. Și atunci, în timpul nopții, avem timp să digerăm foarte bine sau înjumătățim porțiile a doua zi. Din tot ce mâncam, înjumătățim porțile și reușim să ne reechilibrăm. Să vorbim acum cât de diferite sunt regulile de nutriție ale copilului față de ale adolescentului, față de ale maturului și ale celui de la vârsta senectuții. Sunt diferențe? Așa cum sunt de înălțime, cum sunt de greutate, cum sunt de piele, de prezență sau absență de riduri, exact la fel e și alimentația. La fel sunt analizele unei persoane, unui copil și rezultatele analizelor atunci când le facem și dacă e să vorbim, ce îmi întrebați mai devreme despre avalanșa de diete dezechilibrate, cred că după acești ani de experiență, cred că singura dietă pe care putem să punem, spre care putem arăta cu degetul că ar fi cea mai potrivită, e dieta fiecarei persoane. Fiecare suntem diferiți. Și atunci, singur avem 10 persoane care ni se adresează, avem 10 seturi de analize întinse pe masă, le interpretăm, dar le interpretăm bine, adică cu mare atenție și conform nevoilor, necesităților, vârstei, tipului de activitate pe care le efectuează zilnic, sexului, istoriei de unde vine, heredocolateral, că dacă am o persoană în față care a avut în familie cancer pe toate dungile, pe toate liniile, într-un fel trebuie să prevenim și dacă avem persoane de 111 ani în familie, în alt fel trebuie să prevenim. Deci, toată această personalizare este extrem de importantă și necesară. Mi se adresează persoane care spun: da, nicăieri nu mi s-au cerut analize. Numai așa poți să faci un plan alimentar, când vezi nivel de colesterol, când vezi nivel de trigliceride, când vezi aciduri, când vezi că sunt niște probleme și atunci, în funcție de asta, construiești planul alimentar. Și atunci la copil, la adult, la adolescent, la persoana în vârstă, analizele ne spun lucruri diferite și construim conform acelor rezultate de analize. Nu poți face să ne înțelegem un plan alimentar fără un set de biochimie și de imunologie. Exact, de și imunologie. Absolut, păi da, vorbim despre și despre hormoni, vorbim despre tot și le corelăm corect și atunci reușim un plan alimentar și ăsta este rezultatul pe termen lung. Ne întâlnim cu persoane care ni s-au adresat acum 15 ani, 17 ani. Ne simțim într-adevăr bătrâni când ne spun am fost acum 17 ani la noastră. Da, așa este, dar e o mare bucurie să-l vezi că se menține. Dietă bună nu este cea cu care slăbești. E urât ce spun, dar adevărat. Orice prost slăbești, iertați-mă, te înfometești și slăbești, dar pui dublu la loc. Înțelegeți? Da, deci, da, e efectul yo-yo. Yo-yo și dieta bună e cea cu care te menții. Și când exact. Îți spun am fost acum 15 ani la noastră și plus minus un kilogram. Ei, acolo știi că ai sens. Acolo știi că ai sens, ți-ai făcut treaba bine. Da. Ce ziceți de cei care urmează veganii, cum se zice? Ce ziceți de... Doamnă, veganismul este un curent cu care are socoteala lui. Există posturile de peste an, există la noi la ortodoxi, există și alte religii în care și cam în toate religiile există o formă de sacrificiu da, personal. De curățare a organismului până la urmă. Nu neapărat postul în sine, așa cum îl percepem noi fără dulciuri, fără lapte, ouă, carne, mă refer aici la a renunța la ce ne place. Asta este postul adevărat. Dacă îți place vinul și ciocolata și renunți la vin și la ciocolată, aia înseamnă că se numește post. Deci, e foarte important lucrul ăsta atunci când vorbim despre post. Dar dacă vorbim despre veganism, atunci, având în vedere că noi, natura umană este bazică, așa a fost creată de Dumnezeu, ușor bazică, dacă pH-ul sângelui, știm cu toții, este 7, noi suntem ușor bazici, 7,32, 7,45, undeva acolo. În acid nu putem să trăim. Mâncând multă carne, mâncând multe lactate, mâncând multe ouă, trăim în aciditate, iar în acidoză
se întâmplă toate bolile. Acidoza este starea în care pH-ul uman e scăzut. Bolile, cancerele apar în acidoză. Acolo se întâmplă și o acidoză prelungită fără a compensa. Pentru că, exact cum spuneați, facem un exces. Bun, dar a doua zi am grijă, mai nu mai multă salată, da. O ciorbă, ceva făcut în casă, fără carne, fără produse animale care se producă aciditate, multe ceaiuri, multă, cât să avem diureză. Ei, atâta timp cât rezerva alcalină nu vine să compenseze acea aciditate și o ținem lunga cu carne, cu ouă, cu brânză și mâncat în afara casei. Și asta e foarte important. Felul în care se gătește. Cine ce pune acolo? Ce tip de ulei? Ce tip de sare? Da? Ingredientele, de ce calitate? Controlul sunt? Asupra ingredientului. Asta e cel mai important lucru. Spui, am comandat piept de pui cu... Da, dar acel piept de pui a trecut printr-o atmosferă de azot. A trecut prin tot felul de... Ori a fost spălat, ori n-a fost spălat. Adică ne punem întrebarea pentru că știm în ce lume trăim. Da. Da? Ne mai și îmbolnăvim apoi. Deci, revenind, veganismul are socoteala lui. Iar pentru creștini, în general, are sens, dar aș spune eu pe perioade îndelungate, perioade limitate. 2 luni, 4 luni, da? Fără niciun fel de probleme, ales vara. Cine poate mânca carne pe căldura asta? Deci abia aștept o felie de pepene, abia aștept să mânci o salată de roșii, bună. Dar atenție, nu cu telemea, cum face poporul român, da? Mâncăm cu caș, mâncăm cu urdă, mâncăm cu mozzarella, mâncăm cu o brânză proaspătă, deci nu mult sodiu. În momentul în care telemeaua întâlnește, acea sare întâlnește roșia, atunci apar problemele pe cântar. Hai să ne... îndreptăm spre alt domeniu al dumneavoastră care vă e foarte drag, olimpismul și nutriția sportivă. Așa este. Spuneți-mi cât de diferită e nutriția unui sportiv față de a unui om normal? Mai ales dacă e sedentar, e total diferită, în sensul că efortul trebuie hrănit. Ați imagina că te duci în sală. Sunt foarte mulți care fac sport de loazir, nu mai vorbim de această inepție, că e urât ce spun, dar e real, fac sport și slăbesc. Niciodată contracția musculară nu se va vedea pe cântar. Nu. Până nu-ți ordonezi viața, până nu-ți ordonezi orele de masă, până nu ai o disciplină alimentară a orelor de masă, cum spuneați, și aportului de sodiu alimentar, niciodată nu o să vezi rezultate pe cântar. Da. Și atunci, la sportivul de loazir, avem niște necesități, da? Adică mergi la sală, cât să mergi pe bandă sau faci o tură de parc, e una, dar și acel tip de efort trebuie susținut și hrănit pentru că tot glicogen hepatic și muscular consumăm. Și alta e să ai 3 antrenamente pe zi, să dormi ore corecte pentru un sportiv care se pregătește pentru podium. Ce e diferit de la o disciplină sportivă la alta? Știm bine că eforturile sunt de mai multe feluri. Dacă vorbim de eforturile care durează foarte puțin, câteva secunde, vorbim despre efortul anaerob, în care nu apucăm să consumăm grăsimi, nu apucăm să consumăm glucide, ci doar fosfocreatină, deci avem nevoie de energie de moment, atunci ne bazăm pe proteine mai multe, ca și sursa de energie va fi proteina, va fi nu carbohidratul sau în cantitate foarte mică. Dacă vorbim de sporturile care durează undeva până în jumătate de oră, e un efort mixt, anaerob, aerob, iar dacă vorbim despre sporturile care durează mult, meciurile, de exemplu, da? 90 de minute sau maratonul, da? Maratonul, atunci da. Trebuie să-i hrănim foarte bine cu glucide, cu carbohidrați și lenți și rapizi într-o anumită manieră. Și dacă mă întrebați ce contează cel mai mult în nutriția sportivă, este timingul. Contează timpul, momentul la care îl hrănești înainte de efort, în timpul efortului și după efort, și la fel de importantă este hidratarea. Un sportiv deshidratat înseamnă un sportiv care nu are nicio șansă la performanță. Spuneți-mi, la noi se pune bază pe nutriție în sportul românesc? Speranța moare ultima. Eu sper că se va întâmpla lucruri. Au fost începuturi la Federația de Atletism. Am reușit să facem lucruri frumoase într-o anumită perioadă cu anumiți sportivi și am reușit lucruri frumoase să se facă. În fotbal, de asemenea, le ținem cursurile pentru licență pro, pentru arbitrii și atunci mai răspândim informația, cu unii dintre ei ținem legătura, dar din păcate, nefiind, e floarea și primăvara, știți cum e. Adică sunt punctuale aceste inițiative. Trebuie făcut constant și asta încerc și încercăm la facultate, încercăm să creăm un curs pentru antrenori în așa fel încât informația corectă să ajungă la antrenorul din țară și la sportiv până la urmă, pentru că el este beneficiarul. El e beneficiarul, sigur că da. Vrem de la el o medalie, în schimb nu-l hidratăm, că spunem, am auzit această inepție, nici caii nu se hidratează, calului nu-i dai apă după ce a fost la trap, la galop. Este absurd să trăim în secolul 21 și nu hidratăm sportivii. Spuneți-mi cât de mult vă ajută Ministerul Învățământului în
în ceea ce privește aprobarea unor discipline în curicula universitară și în... Asta e o întrebare foarte bună referitor la curicula universitară. Norocul nostru este că nu depindem foarte mult de minister în ceea ce privește curicula universitară și avem o anumită, un grad de autonomie universitară și atunci anumite cursuri se pot face. Există facultăți de sport și kinetoterapie, cum ar fi? La care sunt și eu, da. Unde nu există curs de nutriție sportivă. N-ai cum să-l înveți pe sportiv cum să fie echilibrat atâta timp cât nu-l înveți ce să mănânce, cum să mănânce, păi, ține de igiena sportului, da? Dar avem aceste cursuri și intenționăm și master să organizăm în acest sens și un curs pentru antrenori. Iar dacă vorbim despre Ministerul Învățământului pentru tot ce înseamnă preuniversitar, adică pentru copii, cred că cea mai bună intervenție se poate face undeva între 5 și 10 ani, atunci când copilul poate fi educat, e cel mai educabil. După 10 ani începe prepubertatea, le știe pe toate, le-a gustat pe toate, e foarte greu să-l mai întoarci, da? Le știe deja și începe cu minciunica și cu fărăceala de ciuguleală și așa mai departe, până în 5 ani nu înțelege nimic, adică e prea mititel să poată să înțeleagă baza. Ceva. Dar de la 5 ani la 10 ani noi avem un studiu pe copii pe care i-am urmărit. Așa, spuneți-mi de studiu. În 2011, 10 sau 11, nu mai știu, am avut un proiect, s-a numit 1, 2, 3, 1, 2, 3, let's go, să mergem. Da? A fost un proiect cu fonduri norvegiene prin primăria Bucureștiului, capitalei. A fost un curs extraordinar, am văzut peste 1000 de profesori, peste 1000 de copii, timp de 30 de zile, în cursuri maraton. Vreau să vă spun un singur lucru, după ce povesteam în sală tot ce se poate învăța repede, pentru că era un timp limitat, ieșeam la apă, la ceai, la cafea, în pauză, deși vorbeam despre dezechilibrul din pateuri, din pâinea albă, din făina albă, care trece prin clor, care trece, este dezbrăcată de orice formă de fibră și de echilibru, doamnele adulte, învățătoare, profesoare, ce erau, mergeau spre zona cu tot ce înseamnă pateuțuri, merdenici și toate cele, pe când copiii își mâncau pachetelul de acasă și târziu aflam, după ani de zile, mă întâlneam cu copiii, cu părinți și îmi spuneau, ține minte cursul respectiv, dar și acum mă duc și știu ce pâine să-mi cumpăr, deci la copil prinde informația foarte bine, pe când pe adult nu-l mai poți salva niciun fel. Nu-l mai poți salva și scopul nici nu este ăsta. Scopul este să avem o generație de români sănătoase. Sănătoasă, da. Credeți că ar trebui acest curs de nutriție implementat în școală? O, da. Fără educație nutrițională nu se poate. Tot în 2010, 2009, 2010 am scos primul manual de nutriție pentru copii de 10-11 ani, copii de clasa 4 care deja au cunoștințe despre natură, care înțeleg lucruri, care se pregătesc de așa de o prepubertate și care sunt curioși. A fost aprobat de minister, apropo de ce m-ați întrebat mai devreme. Da, am avut susținerea ministerului, am avut susținerea sindicatelor, am avut cât să intre ca un material auxiliar, deci nu obligatoriu, dar adjuvant. Vreau să vă spun că marea problemă a fost la capitolul adulților, nu al copiilor, în sensul că... Tot adulții, în sensul că aveai nevoie de un curs de formare pentru doamnele învățătoare, educatoare și săracele sunt foarte încărcate, cu multă curiculă, cu multă materie și spuneau, cine mai aduceți și nutriția pe cap? Asta ne mai lipsește. Da, eu știu asta, dar mai bine scoatem un pic din altceva, dar avem copii sănătoși, România are generație viitoare. Da. Ce putem face pentru a avea o nutriție echilibrată, corectă, în zilele acestea, cu atâtea tentații? Cu atâtea mâncare fast food, cu atâtea roșii injectate, cu atâtea, pe de o parte, pe de altă parte, cu o lipsă cronică de timp și de bani, care ne împiedică să mergem la nutriționist. Așa este. Nici nu e necesar mersul la nutriționist. Dacă stați să mă întrebați pe nu mine... Nu pot să cred că dumneavoastră ba da, spuneți ba da, așa nici ceva. Nu e necesar. Trebuie să ne întoarcem la bunul simț, așa cum am spus întotdeauna. Se pot citi anumite lucruri materiale, se pot cine n-are putința. Și, repet, România nu-i Bucureștiul. Da? Nu în România lumea niciodată este lumea, da, și lumea numără de 3 ori un bănuț până să-l dea și firescul este să avem informație pe tema asta, ca toată lumea să aibă această informație. Dar trebuie să avem informație corectă. Corectă și vedem cine semnează informația respectivă. Exact. Da? Pentru că așa informații sunt de peste tot și traduceri și sunt tot felul, din păcate sunt enormități care se spun și există persoane tinere, în special fetele care au această tendință spre anorexie, spre a urma modelele pe reviste glossy, neînțelegând că multe care dintre sunt ele pixelate. Sunt, sigur că sunt și foarte frumoase, dar sunt și, bineînțeles,
în Photoshop lucrate Photoshop, bine de tot. Da, da, da. În plus, mai vedem, și asta ni se întâmplă nou, ni se adresează persoane publice care vor să piardă în greutate pentru imagine și așa, și în momentul în care și le vedem sâmbătă, duminica, când nu e lume, iar când apar pe post sau când apar în reviste, declară că n-au ținut dietă niciodată și atunci o fată tânără, evident că e frustrată și e tristă că ea ține dietă și nu reușește să arate așa și uite cum domnișoara asta poate să facă orice, dar nu e, este fals. Credeți jumătate din ce se spune, adică din ce se vede și nimic din ce se spune. Se spune, așa. Da. Deci nu, sunt informații multe, false și atunci trebuie cernute foarte bine. Spuneți-mi, care sunt categoriile de oameni care vi se adresează dumneavoastră? În primul rând, persoanele active, care lucrează și care, așa cum ați spus dumneavoastră mai devreme, n-au timp. Și atunci încearcă o organizare. Nu neapărat persoane cu probleme de sănătate, nu neapărat, da. Sigur, noi avem colaborări cu medici cărora aceste persoane cu probleme de sănătate li se adresează. În schimb, pentru plan alimentar, persoanele active care spun nu am timp și de multe ori, exact cum ați spus, nu am bani, trebuie să fiu într-un anumit buget. Haideți să înțelegem că a mânca sănătos nu înseamnă a mânca scump. Nu înseamnă mânca scump. Îți iei un litru de ulei presat la rece, nu trebuie să fie neapărat de măsline, că e scump. Dar poți să-ți iei un litru de ulei de floarea soarelui presat la rece și pui câte o lingură, două. Din uleiul ăla avea mai mult timp decât dintr-un ulei rafinat care n-are gust și mai pui o lingură și mai pui o lingură, că nu merge, dar încă nu-i gust. Și apoi o pâine integrală o mănânci mai greu, că o înghiți mai greu decât, că e mai călțoasă așa, dar e mai de carton decât o pâine albă, care proaspătă. Pâinea bună de mâncat? Hai să o alegem așa, nu spunem branduri. Hai să o alegem. Suntem la raft, în primul rând, să fie ambalată. Hai să terminăm cu pâinea franzelă pe care pune toată lumea mâna după ce și-a schimbat masca, ca să nu spun altceva. Da? Da. Deci, igiena, în primul rând, înainte de toate. Și nu de acum, pentru că este această problemă sanitară. Din totdeauna, spălatul mâinilor. Nu mâncăm fără să ne spălați pe mâini și nu atingem alimentele sub nicio formă atunci când nu suntem acasă. Deci, strâng pâinea, este ambalată, prima condiție este ambalată, o strângem, ea trebuie să-și revină imediat la forma inițială. Dacă e o pâine care a rămas așa ghemotoc, este clar că are foarte mulți aditivi alimentari. Dar, doi la mână, nu trebuie să fie neagră catran. Ai pâine de care are deja caramel. Deci ne uităm pe eticheta alimentară înainte de orice. Și trebuie să vedem care are făină integrală, un pumnișor acolo măcar. Pentru că trebuie să știm foarte clar că și dacă facem acasă pâine și cum făcea bunica, punea și un pumn de pâine albă pe lângă cea cu tărâțe, pentru că nu-ți crește, rămâne mică. Nu are putință de creștere. Și atunci, pe lângă făina integrală, dacă are albă, făină albă, nu e niciun fel de problemă. Ne uităm la sodiu. Ne uităm la semințe, să n-aibă semințe. Semințe înseamnă grăsime. Combinația grăsimii, da? Că toată lumea să fie cu multe semințe, să vedea ce sănătoasă este. Da. Ăla-i cozonac, doamnă, aia nu-i pâine. Pâine înseamnă apă, drojdie și praf de sare. Atât. Aia e pâine. Restul înseamnă diverse, produse adiacente, nu pâine. Deci pâinea nu se mănâncă cu semințe. Trebuie să fie integrală, trebuie să aibă puțin sodiu, nu foarte multă sare. Dacă are maia, e și mai bine pentru că acționează ca un probiotic până la urmă. Acea maia este vie, este până la urmă activă din punct de vedere probiotic și lasă ca acele fibre din pâine să fie foarte active în colon. Și spuneam să aibă secară sau să aibă făină integrală. Făină integrală. Aveți un program foarte intens, cu foarte multe, aveți foarte multe, studiați foarte mult, ați făcut foarte multe studii, cum spuneam, de cercetare. Vă ocupați intens de fiica dumneavoastră. Da, e cea mai mare realizare a mea. Întotdeauna. Mă bucur că nu mai sunt Ligia Alexandrescu, că sunt mama Sofiei. Asta e cea mai mare bucurie a mea. Este sensul meu. Este motivul pentru care mă trezesc dimineața, că sunt mama Sofiei. Aveți pacienți. Aveți cum le reușiți să le faceți pe toate? Cu o bună organizare. Cred că acel checklist de care avem nevoie, o bună organizare le rezolvă pe toate. Nu mai am același spor cum îl aveam odată, dar da, dimineața începe la 5. La 5? 5, înainte de 5, un picuț înainte de 5. Și e proverbial lucrul ăsta, că toată lumea mă știe activă foarte devreme. Da. Și se termină, din păcate, un pic la miezul nopții, cam așa. Dar am timp în weekend să recuperez, mai dorm. Cum rezistați?
luni, marți, miercuri, joi nu beau cafea, vineri trăiesc numai din cafea. Adică e... nu beau în fiecare zi cafea, dar vinerea sunt obosită. Ceaiuri, ca bunicul? Nu, din păcate nu. O să recunosc că nu. Nu. N-a fost. Dacă ne făcea și ne dădea dânsul, Dumnezeu să-l ierte, beam, că ne plăcea. Da. Dar nu, asta nu mai apuc, pentru că gătesc aproape în fiecare zi. Pentru că gătiți în fiecare zi? Da. Gătiți în fiecare zi. Da. Deci nu sunteți ca... N-am comandat niciodată, nimeni nu ne știe adresa. Deci n-am comandat niciodată mâncare, mi se pare sub... acum nu trebuie nici judecat, nici fiecare își le știe pe ale lui, dar noi ne organizăm în așa fel încât să putem mânca și dacă nu avem animal crescut neindustrial și neintensiv, nu mâncăm. Mâncăm de post, mâncăm boabe, semințe și altele decât să... Și copilul așa a fost crescut. N-am avut carne de țară, nu i-am dat. Mamă, n-avem. Nu mai spuneți. Nu. Deci, de asta care sunt proiectele frumos dumneavoastră de viitor? Oh, dă-ne, Doamne, sănătate! Da. Sunt legate de facultate, de acest curs pe care vrem să-l organizăm și să-l implementăm pentru a ajunge la sportiv efectiv în teren, efectiv să ne întâlnim la cu sportivul. La ce facultate? La ce Educație universitate? Fizică și sport. Sport, da, la ce universitate? Avem voie să spunem că e privată, da? Da. Universitatea Spiru Haret. La Spiru Haret, da. Așa, la kinetoterapie, Facultatea de Educație Fizică Sport și kinetoterapie, pentru că avem viitorii kinetoterapeuți, cei care recuperează prin mișcare pacienții care au suferit diverse afecțiuni și îi ajută să recupereze, iar acolo acelui pacient trebuie să-i spui ce trebuie să mănânce și kinetoterapeutul trebuie să aibă noțiuni de bază de nutriție. Fără aceste noțiuni de bază de nutriție, nu poate fi un specialist complet. Văd că aveți foarte multe publicații, lucrați foarte mult. Am colaboratori mulți, avem mulți, și mulți medici și la Facultatea de Biologie, Nutrigenomică, adică încercăm să publicăm foarte mult pentru a evolua în cariera universitară. Trebuie să publici, sunt aceste reviste ISI care se impun acum. Da. Și atunci practica de zi cu zi plus facultatea plus copilul, că nu vă imaginați dacă e adult, nu stai să-l asculți în sesiune. Stăm în continuare, îmi dă cartea și spune... Și la medicină chiar se învață, Se învață. Doar că are șansa de a avea o elită de profesori, o elită realmente impresionantă, făcând cursurile online, dar mergând la examene. Atenție, la Facultatea de Medicină s-a mers la fiecare examen în campus, s-a dat examenul în persoană, deci s-a mers la școală, în prezență fizică. Deci asta înseamnă deja un standard extraordinar. Doar Facultatea de Medicină a îndrăznit acest lucru și avem tot respectul și ne înclinăm în fața acestei calități. Spuneți-mi, ce disciplină, ce specialitate vrea să facă fetița dumneavoastră? Am întrebat-o ce vrei să faci anul trecut când a intrat la medicină, am întrebat-o ce ți-ar plăcea să faci și chiar eram într-un cadru de un grup de prieteni și s-a uitat lung la noi și ne-a spus, e ca și cum a întrebat un copil de clasa a 7-a la ce vrea să dea bacul. Nu știu. Și copilul avea dreptate. De unde să știe dacă e în anul întâi, nici nu începuse școala. Deci, așa cum o văd eu, cred că trebuie să rămânem deschiși spre orice. Ea e o minte matematică și cred că se va duce spre o specialitate cu multă logică, cu multă endocrinologie sau adică ceva care să curgă foarte, foarte logic sau, nu știu, imagistică. Dar asta numai Dumnezeu știe și ce va vrea ea să facă, exact aia va face. Noi avem un singur rost să o susținem. Ce ne facem, că vorbim de copii, ce ne facem de copii ăștia supraponderali? Aoleu, e o problemă mare de tot. Mare, pe lume. Hai să ne uităm la noi în generația noastră. Uitați-vă în clasa noastră, în clasele 5-8, câți grași erau? Foarte puțin. Unu? Dacă. Doi? Maxim. Dacă. Da. În generație, nu în clasă, în generație, da? Și care s-au dovedit a rămâne ca adulți obezi și cu probleme mari de sănătate acum după 45-50 de ani. Da. Practic, într-o clasă, am făcut un studiu la fel că mă întorc pe studii practice. Era Sofia în clasă 1-4 și am urmărit generația ei de copii, de 32 de copii, că au fost mulți, doamnă învățătoare excepțională și am avut mulți copii în clasă. O clasă cu copii de proveniență bună, în sensul că majoritatea din intelectuali, deci copii educați, copii îngrijiți, copii iubiți, cum spun eu, și acolo problemele de greutate n-au fost foarte mari, dar unul din trei copii era supraponderal și un singur obez a fost cu adevărat obez cu obezitate, dar care a reușit să, cu un management bun al alimentației, a reușit să devină un adolescent și acum un tânăr student normoponderal. Deci aceste studii ne arată că urmărindu-i în fiecare an le vedem evoluția, cu cât mediul de acasă este mai prielnic, adică un copil crescut și iubit cu adevărat, nu îi dai mâncare pentru că îl iubești
de fapt, copiii cer atenție, spun mie foame și mama se ridică și îi dă mâncare pentru că nu suportă ideea să nu-i dea mâncare dacă e foame, dar lui nu e foame, el vrea atenția mamei. El vrea, asta este o problemă, o tristețe cumplită. Și atunci copilul cu adevărat iubit este copilul căruia îi se porționează cantitățile de alimente, copilului nu-i dai să șteargă farfuria, nu-i dai să termine pentru că îi dai dulce, nu-l mituiești cu dulciuri și atunci ai un copil sănătos și echilibrat. Altfel, copiii îndopați, copiii, pentru că noi de multe ori ne simțim vinovați că nu petrecem timp cu ei și încercăm să le oferim mai mult. Alte alternative pentru a putea exact. Să compensăm. Lista de... Am trecut prin asta cu toții, cu toții trecem prin perioadele astea, dar de fapt noi avem nevoie. Ce-i trebuie copilului cel mai mult ca să fie complet cât de adult este timp cu părintele. Să stai lângă el seara și să le întrebi ce în sufletul tău pui, mami. Ce facem cu tinerii care sunt supraponderali? Tinerii aici, aici. Ne luptăm, dar cauza e pe jumătate, să-i spunem, câștigată, sungem pierdută. Da. Pentru că e foarte greu să schimbi obiceiurile. E mai ușor să schimbi religia decât obiceiurile alimentare. Da. Așa spuneau părintele medicinei, asta spunea Hipocrat. Mai ușor îl transformi din creștin în altă religie decât să-i spui nu mai mânca sau să iei mâncarea. Și atunci... La adolescenți, vestea bună este că imaginea contează și atunci când o fetiță e interesată de un băiat sau invers, face tot efortul în așa fel încât să reușească să aibă o formă cât mai frumoasă și cât mai plăcută. Dar asta ține undeva până maxim 25 de ani, da. După care lipsa, adică interesul mai scade. Dar e un lucru foarte bun pentru că atâta timp cât acea greutate este scăzută cu echilibru, pentru că asta e foarte important, nu contează foarte mult felul în care slăbești. După asta ce metodă e. Se slăbește, după, că poți exact să stai să bei revenim. Apă, bei apă 40 de zile și te usuși pe picioare, dar pui 80 de kilograme, dai 40 de kg și pui 80 la loc tot într-o lună. Exact. Nu despre asta e vorba. Acele variații ale greutății uriașe afectează sistemul cardiovascular, afectează emoția, afectează sistemul endocrin, afectează totul. Deci e important, e ca în viață, contează, tot se duce, tot arde, dar contează flacăra, cum merge. Cum merge. Spuneți-mi, doamna Ligia Alexandrescu, ce sfat ați dat telespectatorilor postului A7 TV? Să urmărească acest post și să caute informația reală, informația de bună calitate, informația cu bun simț, informația dată din dragoste, da. Și să încerce să nu uite că singurul lucru care ne poate conduce spre ceva bun este tradiția, tot ce înseamnă românism, tot ce înseamnă integral. Eu vorbesc acum din punct de vedere alimentar, dar cred că asta se verifică la orice alt nivel. Deci să încercăm să fim buni. Fiind buni, cu siguranță ne va fi mai bine. Sunteți un om al succesului. Cu ce se plătește succesul? Care e prețul succesului? Nu știu dacă e succes. Cred că e muncă foarte multă. Muncă. Este foarte multă muncă în spate. Sunt ore puține de somn, e mult, dar asta este spre bucurie, nu e o plângere. Haideți să nu ne mai simțim tot timpul obosiți. Românii sunt obosiți într-una. Și special femeile. În ultimul timp. Deci, sunt obosiți într-una. Haideți să ne bucurăm de ce facem, pentru că ce facem, stilul nostru, este alegerea noastră. Faptul că ești obosit sau obosită este că tu ți-ai ales modul ăsta de a trăi. Da? Deci, fă schimbări dacă nu-ți place. Deci, privit pozitiv, lăsat negativismul. Nu începem fraze cu nu. Ca să fii un om de succes, eu nu spun succes, să-ți meargă, să-ți iasă toate, să le așeze în geraș, așa cum bine. Trebuie. Să fii de bine, să lași lumină. Pe unde treci, să lași lumină. Da. În primul rând, mulțumește când ai deschis ochii. Mulțumește că nu toată lumea are șansa să deschidă ochii dimineața. Deci asta nu trebuie uitat nicio clipă și nu teoritizez. Ne trezim și mulțumim. Mulțumim în felul nostru, cu vorba noastră, cu gândul nostru și apoi zâmbim. În momentul în care vedem membrii familiei, zâmbim că ei sunt tot ce avem. Deși pe ei îi certăm, pe ei îi tocăm și încercăm. Bineînțeles, când ajung acasă, toată lumea zice, vai, dar ce bine. Nu e bine. Când ajung acasă, sărace se ascund ca iepurii. Deci, pentru că de la ei am pretenții. Da. Și atunci, dar să zâmbim, să le zâmbim. Deci mulțumim, zâmbim, bem apă, asta să facem primul lucru dimineața și cu siguranță tot ce facem, să facem spre bine. Adică să ne culcăm cu gândul că tragem linie și nimeni nu plânge din cauza noastră. Sunteți un om al luminii, sunteți un om al binelui. Ne străduim. Da. Sunteți un om care încercați să vă iasă totul. Așa este, da. Da? Cu muncă multă. Nu cred în noroc. Cred în Dumnezeu și cred în muncă. Sunt două lucruri care nu te înșală niciodată. Dumnezeu și munca.
și sunteți un om care dați la rândul vă dumneavoastră, dați multă lumină și multă încredere în oameni. Da, și primesc în mit. Primesc în mit și asta îți dă sens. Asta, păi îți dă... asta este transferul de energie. Acel schimb. Și iarăși dacă mă întrebați și aș mai spune, cât mai multă socializare, cât mai mult strângere de mână, cât mai mult privit ochi în ochi, pentru că e foarte important. Acesta online și această nebunie care există acum cu statul în spatele unui, ascuns în spatele unui calculator sau unui telefon, ne dezumanizează. Deci să nu uităm, indiferent cât de maniaci suntem și cât de pasionați suntem de calculatoare și de online și de social media, să nu uităm că dacă acel site dispare sau curentul nu mai există, tu nu existi. Tu trebuie să existi în condițiile în care aceste social media și aceste site-uri și sentimentele transcend totul. Bineînțeles, și să nu uiți că dacă ele dispar, tu nu trebuie să dispari, tu trebuie să fii acolo. Cu asta aș încheia emisiunea noastră. Doamna lector doctor Ligia Alexandrescu, eu vă mulțumesc mult pentru participarea la această multă, emisiune. Da. Vă mai așteptăm la 7 TV. Sper să urmez și eu, că simt nevoia, sfaturile dumneavoastră. Sper ca telespectatorii să fi înțeles cât de important este să mâncăm și să trăim normal și sănătos. Și cu bucurie. Cu multă bucurie. Bucurie, nu faci nimic. Încă o dată vă mulțumesc. Doamnelor și domnilor, aici se încheie ediția din această seară a emisiunii Față în Față. Vă mulțumesc pentru atenție și până data viitoare vă rog să urmăriți site-ul www.a7tv.ro.